Pentru oportunitățile pe care le propunea. Și pentru că mi s-a părut un proiect diferit de ceea ce eram eu obișnuită. Da. Pentru noutăți și pentru oportunitate. Ideea de a vedea și un alt mod de a face formare, de a fi format. Și repet, noutățile și pur și simplu aventura. Wow! Superbă! O aventură superbă, chiar o aventură din punct de vedere educațional. Mi-a dezvăluit o lume pe care nu o bănuiam doar și nu o cunoșteam în totalitate. Am fost la câteva firme pe care unele nici nu le știam că există în România și mi-a arătat un mod de a fi angajat în România la standardele din afară. Am văzut tineri care reprezintă viitorul țării și unde am zis că noi, profesorii, ne-am făcut cumva treaba. Deci chiar ne-am făcut treaba cu tinerii ăștia. Mi-a deschis în sensul că mi-a dat enorm de multe idei, nici de unde să încep pentru viitor. Lucrurile nici măcar nu s-au sedimentat. Dar am rămas cu, nu că nici măcar impresie. Știu că voi face și alte lucruri de acum încolo. Știu lucrul ăsta. Structura este extrem de modernă. Stilul acesta de a ne aduce câte două zile foarte intensive este foarte important. De ce? Pentru că dacă făceam 6 zile la rând, a 6-a zi eram extrem de obosiți. Pe când așa cumva lucrurile au ieșit, s-au sedimentat, au revenit. Eu deja am 2 idei, poate chiar 3. Prima idee este aceea de a crea un proiect pentru a pune toate resursele educaționale la un loc. Există, deci pe internet există foarte multe resurse educaționale, dar trebuie să le cauți. Deci e un haos. Nu face altceva decât aranjează resursele, astfel încât profesorului să-i fie foarte ușor să intre pe platformă și de pe platforma aia să-și ia. Dacă are nevoie, eu știu, programa școlară, să-și o poată lua. Foarte mulți profesori nu știu că programele școlare sunt la un click de distanță, nu știu platforma. Dacă vor, nu știu, anumite manuale, să poată să și le descarce. Nu trebuie decât niște link-uri care să trimită către locurile unde se află. Asta este unul din proiectele pe care, un produs la care eu m-am gândit. Și un al doilea produs, de fapt, al doilea nu este produs, ci este proiect, este pur și simplu crearea unei opțional, îi zicem noi, curicule. Deci un opțional pentru dezvoltata game developer. Mă interesează chiar a aduce principiile de creare, de dezvoltare, de jocuri în crearea, deci dezvoltarea de jocuri în crearea modului de predare la anumite discipline este foarte important. Dacă luăm skills-urile, cum se spune, da, deci copiii, elevii trebuie să își însușească o anumită gândire algoritmică. Toată industria IT se bazează pe gândire algoritmică. În momentul acesta este cea mai în dezvoltare industria IT. Industria IT. Deci este o industrie care se dezvoltă cu un ritm, într-un ritm extraordinar. Și atunci, da, deci în primul rând trebuie să își însușească gândirea algoritmică.
Unul, ăsta e cel mai important skills. Un alt skills important este ține de dezvoltarea creativității. Este foarte important. Și dezvoltarea asta creativității, cred că sunt doar câteva discipline care o pot face la școală. Mă refer la disciplinele de arte vizuală și artă muzicală, poate eventual de limbi străine, limba română, și cred că doar noi cu game developer-ul, restul nu cred. Așa. Asta ar fi al doilea lucru. Ce trebuie el să... Deci a fost gândirea algoritmică, dezvoltarea creativității, seriozitatea. Seriozitatea, regulile. Da? Trăim într-o lume în care ei trebuie să știe că nu se poate trăi fără proceduri și reguli. Bine, informatica însă și foarte procedurală și cu reguli. Și faptul că există oportunități. Eu am ceva vechime în învățământ și în toți anii aceștia m-am format ca pedagog și voi continua. Noutatea pe care eu am întâlnit-o a fost, repet, dezvoltarea de jocuri și jocurile și Game Academy. Adică ideea de a aduce principiul jocului, principiul creării de jocuri de data asta, în activitatea mea ca și cadru didactic. Deci, da. Cred că asta, m-a izbit aici. Ideea de a... mi-a plăcut și modul de creare a unui produs, pentru că până la urmă elevul trebuie să știe să-și facă un produs la final. Deci este un program care cu siguranță îl va ajuta și ca profesor și ca perspectiva lui pe viitor. Este un program foarte modern și diferit de ceea ce a întâlnit până acum.